Este greu de înțeles cum Cordunul, comuna cea mai apropiată de municipiul roman, nu are în secolul 21 rețea de canalizare. Acesta este și proiectul ambițios pe care și l-a propus primarul liberal al localității, care a câștigat detașat în fața predecesorului său, socialdemocratul Adrian Diaconu, tocmai propunând concetățenilor săi să intre în sfârșit în lumea civilizată și se află mai aproape ca oricând de acest deziderat. Pe parcursul anului 2017 mă gândesc și rămâne de cea mai mare importanță proiectul de canalizare din satul Cordun. La ora actuală pot spune că proiectul de canalizare din satul Cordun e pe fază finală. Mai avem, așa cum v-am spus anterior, circa o lună până reușim să-l autorizăm. Acum proiectul este scos pe SIAP, este în fază de control, urmează ca în cursul săptămânii să aflăm dacă este respins sau dacă este publicat în SIAP și așteptăm ca pe parcursul lunii ianuarie sau cel mult februarie să avem și licitația, și februarie să zicem, să avem și licitația efectuată la proiectul de canalizare din satul Cordun. Tot acum urmează, mă uit la ceas, ceasul 9:40, la 10 am întâlnire cu niște proiectanți, doresc să fac un proiect integrat pentru modernizarea străzilor din Cordun. Actualul edil șef, Adrian Ciobanu, s-a opus cu vehemență unui proiect al primarului Adrian Diaconu, care propunea colectarea apelor menajere printr-un sistem de fose septice, total anacronic timpurilor în care trăim, dar și tendințelor puternice de urbanizare a localităților. Discutăm de un proiect inițiat 100% de mine după alegeri. Cu fonduri europene? Nu avem finanțare pe OG28 acolo, vreo 4.300.000 de lei, și vom contribui de la bugetul local până la 7 milioane și vreo 300. Vom contribui și noi cu vreo 3 milioane de la bugetul local pentru punerea în aplicare a proiectului. Rețeaua de canalizare a Cordunului ar urma să fie finanțată din fonduri guvernamentale pe râvnita ordonanță 28, prin care se alocă administrațiilor publice locale fonduri pentru proiecte de dezvoltare, cu obligația ca și autoritățile publice locale să aibă o contribuție importantă. Situată la mai puțin de un kilometru de municipiul roman, comuna Cordun are în componența sa trei sate, Cordun, Simionești și Pildești, în care trăiesc, conform recensământului din 2011, numai puțin de 6.333 de locuitori. Mare parte dintre aceștia, mai ales de la Pildești, au migrat către Occident, dar din banii trimiși acasă și-au construit case cu răvnitul confort occidental.